invitați, mă bucur că ne putem întâlni în acest format, la forumul de afaceri al inițiativei celor trei mări de anul acesta. Printre participanții la acest forum avem oficiali guvernamentali, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai marilor instituții financiare și membri ai societății civile și ai mediului academic. Întrucât principalul obiectiv al acestui forum este obținerea de progrese privind interconectivitatea, consider că o abordare inclusivă a celor prezenți prin dezbaterile, discuțiile realizate, este foarte importantă pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Proiectele de transport destinate interconectivității necesită un efort colectiv, iar acest forum este o bună oportunitate de a facilita colaborarea între toți cei prezenți aici pentru atingerea obiectivelor de a construi o regiune a celor trei mări prosperă, sigură și interconectată. Trebuie să profităm de acest cadru, de oportunitate oferită de această inițiativă pentru a construi împreună conexiuni care ne vor permite, de asemenea, să reducem decalajul de dezvoltare dintre Europa de Est și cea de vest, contribuind astfel la dezvoltarea noastră economică și la coeziunea în cadrul Uniunii Europene. Printre proiectele pe care România le-a propus și sub egida inițiativei celor trei mări, două sunt de mare importanță economică și valoare strategică, respectiv proiectele Rail to Sea și Via Carpatia. Aceste proiecte transnaționale de transport vor contribui în mare măsură nu numai la consolidarea economiilor noastre, ci și la mobilitate militară, care este esențială în contextul actual de securitate a flancului estic. România a făcut până acum progrese pe ambele proiecte. Dați-mi voie să detaliez un pic. Legat de proiectul Via Carpatia, noi am obținut finanțare pe 100% din fonduri ale Uniunii Europene. Proiectul, așa cum am spus, are finanțare pe fonduri europene și până în acest moment se află într-un stadiu de 35% realizare. În România, coridorul Via Carpatia are trei ramuri, însumând 1700 de kilometri de autostrăzi și drum expres. Programul investițional pentru transport a legitimat participarea României la proiectul european de transport Via Carpatia prin introducerea proiectelor de modernizare a sectoarelor de drum anterior care nu erau prevăzute în programele de investiții. Și anume, este vorba de tronsonul Oradea-Arad, care are aproximativ 120 de kilometri, respectiv Lugoj-Calafat, care are în jur de 250 de kilometri lungime, întregind astfel întregul traseu principal de pe teritoriul României cu aproximativ 470 de kilometri de autostradă. Valoarea însumată a acestor proiecte este de 2,5 miliarde de euro, ambele fiind introduse în Programul Operațional de Transporturi 2021-2027 și demarate.
Iar colegii mei pe secțiunile respective vor detalia și pe secțiunea de rutieră și pe secțiunea feroviară. Proiectul Rail to Sea a obținut finanțare pe 80% din fonduri europene, pe 80% din proiect, acesta fiind finalizat de asemenea într-o proporție în jur de 30%. Să știți că aici coridoarele, fiind tot pe trei ramuri, sunt de peste 3.000 de kilometri, mai exact aproximativ 3.600 de kilometri de cale ferată, ce pune România în prim planul contextului conexiunii pe cale ferată a porturilor Gdansk și Constanța. Portul Constanța, și o să o spunem de fiecare dată, portul Constanța este în acest moment cel mai important port la Marea Neagră și este al 17-lea port ca mărime din Europa. Astăzi avem cam 270 de kilometri de cale ferată intraportoară, iar secțiunile de cale ferată de pe cele patru ramuri ale coridorului Rail to Sea de pe teritoriul României sunt incluse în proiecte de modernizare și finanțate atât prin programe europene cât și prin ceea ce înseamnă Connecting Europe Facility, cealaltă formă de finanțare. Dați-mi voie să mai spun câteva lucruri legate și de contextul actual, și anume conflictul din Ucraina, care a subliniat necesitatea de a crește capacitatea infrastructurii noastre și de a deschide noi rute de transport. În contextul geopolitic actual, importanța de a avea rute de transport diversificate a devenit evidentă, contribuind la securitatea noastră. Tocmai de aceea, instituirea unui coridor de transport nord-sud propus în cadrul inițiativei celor trei mări de la începuturile sale, și anume din 2016, cu o importanță deosebită asupra prosperității noastre, capătă în acest nou context noi valențe în consolidarea inclusiv a securității în regiunea noastră. Întărirea infrastructurii noastre critice pe această axă de la nord la sud, în Europa centrală și de est, este o condiție prealabilă pentru deblocarea întregului potențial economic al regiunii, precum și pentru asigurarea mobilității militare a flancului estic al NATO. Inițiativa celor trei mări își propune să consolideze de asemenea coeziunea și unitatea în cadrul Uniunii Europene, iar Comisia Europeană este unul din partenerii săi strategici. Colaborarea strânsă cu Comisia Europeană pentru a stabili conexiuni în regiunea noastră rămâne crucială din acest punct de vedere. În acest sens, salutăm coridorul de transport multimodal propus pe rețeaua TNT, Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee, care va juca un rol cheie în îmbunătățirea conectivității nord-sud. Prioritizarea, de asemenea, a dezvoltării culoarelor de transport pe axa nord-sud joacă un rol esențial în consolidarea legăturilor dintre toate statele participante la inițiativa celor trei mări. În acest context, pe parcursul mandatului său, România a susținut și a considerat aderarea Republicii Elene la inițiativă semnificativă pentru promovarea legăturilor de transport. Odată cu alăturarea Greciei ca stat participant, axa de conectivitate nord-sud este îmbunătățită și în același timp apar noi oportunități pentru conectarea regiunii inițiativei celor trei mări de restul
lumii. Extinderea domeniului de aplicare geografică, dacă vreți, a inițiativei celor trei mări, este importantă. Când vorbim de conectivitate, unul din scopurile acesteia este să ne ajute să ne extindem raza de acțiune și să depășim granițele naționale. În acest context, aș dori de asemenea să salut includerea Republicii Moldova și a Ucrainei ca state participante la această inițiativă. Trebuie să ne continuăm eforturile de a sprijini, de a ne sprijini vecinii în aceste vremuri dificile și de a-i ancora în Europa prin proiecte de conectivitate. Sunt ferm convins că inițiativa celor trei mări poate fi o platformă utilă în acest demers. Salutăm faptul că Republica Moldova și Ucraina sunt asociate în programul Connecting Europe Facility și astfel coridoarele de transport revizuite ale rețelei transeuropene de transport TNT vor fi extinse și la partenerii noștri din vecinătatea estică. De asemenea, trebuie să menținem o poziție deschisă și să promovăm conexiuni mai puternice între inițiativa celor trei mări și restul lumii. În acest context am putea analiza posibilitatea realizării unei sinergii între proiectul acesta și Global Gateway în zonele vecine ale Uniunii Europene. Nu trebuie să uităm că o infrastructură de transport îmbunătățită contribuie de asemenea la contactul interpersonal, care este, din acest punct de vedere, esențial dacă dorim să îmbunătățim înțelegerea reciprocă și cooperarea în afaceri în regiunea noastră. Dezvoltarea infrastructurii de transport pune în evidență domeniul cel mai vizibil și mai ușor de înțeles până la urmă de către cetățenii noștri. Și anume, astfel, finalizarea acesteia va crește vizibil inițiativa celor trei mări și poziția sa de platformă de succes, care oferă beneficii concrete pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Minister Grindeanu. It's great to see you again here in Bucharest. About 3 years ago, I had a pleasure to visit you. At that time, we had to wear masks, but it's great to be seeing you without masks. Now, next speaker is a distinguished speaker once again from Moldova, Minister Andrei Spinanu.